Bună seara, dragilor, și bună seara, Andreea Coprofon. Din nou suntem la treabă. Astăzi am o zi deosebită, cea mai interesantă pe care mi-am dorit-o de foarte multă vreme, pentru că am două fetițe minunate, surioarele Eva și cu Miruna. Veniți lângă mine să vă prezint pentru început. Eva și Miruna. Voi, dragilor, le-ați mai văzut altă dată. Ele sunt surioare, ea este în clasa 0. Miruna în clasa a 3-a. Știi că ne-am mai întâlnit noi odată, ne-am mai întâlnit la Stupină, nu așa? Da, da. De aici la Stupină, acolo am stat de vorbă și v-am prezentat eu câteva lucruri interesante de la tineri, da? Da. Eee, dar acum face matematică. Voi abia așteptați să facem și eu lecții de matematică. Așadar, dragilor, debutăm cu clasa 0 și cu clasa clasa 0 și clasa 3-a, șirul lecțiilor pe care le doresc zi de zi. Cătălin, ce îmi doresc eu? Ca să filmează și să fie foarte clar făcută treaba. Tema pentru la a doua zi. Deci, avem matematică mâine, avem ceva de lucrat. Venim și aici facem o oră tema pentru a doua zi. Asta va fi lecții de lecții. Nu împărțim nicio lecție. În felul ăsta, creăm exact video-manualul pentru clasa 0 și pentru clasa a 3-a. Acum, mergeți la loc, dragilor, și o să încep cu clasa 0, pentru că eu am două nepoțele. Una în America și alta în București. Ele sunt în clasa 1-i. Clasa 0 este nepoțica din România și clasa 1 în America, că ei n-au clasa 0. Dar ele sunt de aceeași vârstă cu tine, Miruna și Eva, nu? Eva. Cu tine Eva. Eva, am început un șir de filmulețe pe internet, o să le găsești, povestea cifrelor. Deci am un șir de așa, povestea cifrelor. Și m-am gândit, cui o vinte în minte, când, ce fel de-au făcut simbolurile astea? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cui o vinte în minte să deseneze așa? Cine? Cu cifrele arabe. Păi, dar cine? Care a fost motivul? Vreți să aflați exact cum s-a întâmplat? Știți cum reușiți? Dar stați pe Google profund. Intrați acolo în pagina mea. O să vă arate data, exact cum se face. Și din pagina mea, acolo există video agricultură, video matematică, să dă click pe video matematică, și vă duceți în pagina cu matematica și acolo există un ciclu de lecții intitulat Povestea cifrelor. Da? Și acolo tu, Adina, nu Adina, Eva, tu, Eva, o să vedeți și tu, Miruna, ca să înțelegi de unde am venit, care a fost ideea, cum, ce fel s-a întâmplat. Da? Și sunt 14, 15 lecții, nu știu, 18 lecții pe sau cam așa ceva, în care la acolo, la Stupină, ne-am făcut. N-am venit aici. La Stupină, găseam un gândit, făceam așa ceva. Și acolo vă veți lămuri voi. Pentru Adina, din partea pentru Eva. Eva, hai să luăm cifra 7. 7. Știi tu ce reprezintă 7? Ai putea să-mi arăți pe degețele ce înseamnă 7? Vino aici la tavă ca să-mi arăți pe degețele. Deci, 7-le. Deci, ai pus 5-ul și încă 2. Numai 2. Asta. Așa. Asta înseamnă 7. Da? Deci, 7 înseamnă ce să punem? Hai să punem așa. Pentru cifra 7, să punem 7 linuțe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Câte pentru fiecare degețel. Da? Câte o linuță pentru fiecare degețel. 7. De asemenea, tot 7 înseamnă și niște pătrățele mai mici. Da? Tot pentru 7 înseamnă așa. Uite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Și tot 7 înseamnă, de fapt, 7 cățeluși. Da? Că zic 7, trebuie să mă arăt, el e un reprezentant. Dar eu înțeleg 7 pisicuți, chiar așa. Bunicul câte pisici are? Știi? Cred că are vreo 3-4, nu? Are vreo 6. Vreo 6 chiar. Miruna știi mai bine. A, așa. Sau, tot 7 înseamnă și niște triunghiuri de astea micuțe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tot 7 înseamnă 7 floricele. Da? Deci, prin 7, prin simbolul ăsta, eu înțeleg o mulțime de obiecte, dar în număr așa. Exact de 7. Bun. Ai putea tu să-mi dai un exemplu de două numere care adunate să facă 7? Cine și cu cine sunt adunate? 5 două. Și 2. 5 și 2. Foarte bine. Eu te-am să scriu aici. 5 plus 2 egal cu 7. Foarte tare, foarte tare. Mai dăm un exemplu de două numere care s-au adunat să fac 7. Două prietene, două numere prietene să fac 7. Hai, încercăm, ne gândim. 6 și 1. Foarte bine, foarte bine. 6 și 1. 6 plus 1 egal cu 7. Foarte bine reacționat. De fapt, l-ai mărit pe ăsta cu... Ești mai care. L-ai mărit pe ăsta cu 1 și îi lua de la ăsta la altul. Dacă l-ai mărit cu 1, a făcut 6 și îi lua din 2 pe 1 și le-ai pus la ăsta și a rămas mai cu 1 bietul el. Deci 6 și plus 1 face 7. Mai poți să gândești tu o pereche de numere care se facă tot 7? Două numere din tot așa prietene se facă 7. Așa este. În momentul în care te concentrezi, nu? Așa, foarte bine faci. Ia să vedem. Hai să-i luăm un din 5 și îi dăm un 1 și primitivul ăsta. Dacă din 5 ai scăzut 1, câte mai rămas? Din 5 dacă îi dă pe 1 deoparte. Din 5 degețele dăm pe 1 deoparte. 4! Deci 4 și 1 ăsta când duce la 2, 1 și cu 2 cât face? 1 plus 2? 3! 3! Deci vezi, astea sunt 4 și 3, fac 7. Mai sunt metodă. Deci asta, ăștia sunt prietenii. 5 plus 2, 6 plus 1, 4 plus 3, fac 7, da? Mai găsești o pereche? Da. Cine? 0 plus 7. 0 plus 7. Așa este. 0 nu e nimic. 0 plus 7 egal cu 7. Dragă Eva, iată că acum am epuizat. Nu mai sunt perechi de numere care să facă 7. Două prietene adunate să facă 7. Două numere prietene. Nu mai există. Mie îmi vine acum în minte, în afară de faptul că l-am pus așa, îmi vine în minte să iau pe o dreaptă. Uite așa se fac, Eva. Și pe dreapta asta să iau un punct. Aici e 0. Și să luăm un segment, uite, atât de mare. Și lungimea să o pun aici. Și aici să pun 1. Am pus un singur segment. Mai pun încă 1, 2 segmente. Mai pun încă 1, 3 segmente. Mai pun încă unul, 4 segmente. 5 segmente. 6. Da? 6 am pus. 7. Și tot pot continua. Ia uite, 7-le ăsta egală cu 1 și cu 6. 2 și cu 5. 3 și cu 4. Da? Deci, vezi? Foarte interesant putem să vedem despre 7. Așa cum am arătat cu 7, în filmele mele am făcut pentru 3, pentru 4, pentru 5. O întrebare. Câte picioare are un iepure? 4. Foarte bine, corect. Dar o găinușă. 2. Câte picioare au împreună o găină și un iepure? 6. Foarte corect. Care nu am 4 de la... Nu de la cine? 4 de la iepure și cu 2 de la găinușă. Și-a făcut 6. Dacă am fi în curte 2 iepuri și o găină, câte picioare avea? 2 iepuri și 10! Cum ai făcut? Am ghicit. Ai ghicit? Nu cred. Ai calculat așa? Există așa cum 4 la un iepure plus 4 la celălalt iepure și plus 2 de la găinușă. Fac în total 4 și cu... Hai să vedem cât fac. Ai spus 10, da? Foarte corect. 10. Pe degetele ai putea să vedeți? 4. Și încă 4. La mânuța asfaltă. Da? 4 și cu 4. Vezi? Așa ține sus. Și cu 2, 1 și 1 de partea asfaltă. Și cu toată mânuțile, degetele la unghiile mânuțe. Deci 10. Ai o dreptate. Deci 4 plus 4 plus 2 egal cu 10. Deci dacă numărăm picioarele la 2 iepuri și o găinușă, dar 2 găini și un iepure. 2 găini și un iepure. 8. Cum ai făcut? Dar ce nu mi-ai dat seama? Am calculat. Cum? Explică și mie. Am învățat de la școală. Deci de la școală știi să faci acestea scotelea rapid, așa? Dar de fapt tu crezi că ai făcut așa. O găinușă câte are? Câte picioare? 2. Plus cealaltă găinușă? 2. Plus fac 4. Așa ai gândit. Și plus iepurele. Egal 8. Egal 8. Foarte bun. Foarte bine. Mă bucur mult. Mă bucur mult că faci așa să o vedem foarte rapid. Dar dacă ar fi 3 găini și un iepure. 3 găini și un iepure. Hai să zicem. 2 o găină, plus 2 cealaltă găină, plus 2 cealaltă găină și plus 4. Hai să facem ușoară. 2 plus 2? 4. Și cu 2? 6. 6 și cu 4? 6 plus 2 ar face-o, dacă plus 4. Hai să vedem 6. Eu te învăț, arăt eu 6. Adică toată mâna mea nu se văd în parte de degetele. Arată tu 6. Arată tu de degetele. 6. 6. Deci 5-ul și încă 1 de aici. Hai să-l punem pe ăsta. Pe ăsta care l-a spus tu. Deci 5. Ai cretă, da? Uite așa. Să lăsăm creta aici. 5 și plus 1. Da? 5. Lasă așa pe asta toată. 5 și cu 1 de aici. Asta e 4, lasă 1. Deci 5 și 1 înseamnă 6, da? Și când le pui pe 4, îi dai de mâna astea 4 sau umplut mâna astea? 10! 10! Așa trebuie să faci. Da? Deci aveți 6 și cu 4, 10. Corect. Corect. Mai să vorbim o dată. 2 plus 2. 2 plus 4 și cu 2. 4 și cu 2. 4 mai punem 2. Am computat din neamă. 6. Și pui și el la 4. Și-au făcut mulțile amândouă și sunt în total 10. Da? Foarte corect. Mă bucur că merge așa. Foarte bine. Dar să vezi. La bunicul tău. În cotețul de găini erau 10 găinuși. 10. Și într-o seară, vine vulpea, puș. Că ceva aude. Și spune, nu-ți dau voie. Vulpea mă ține un pic de vorbă, și se strecoară și mănâncă 2 găini. Câte au mai rămas? A fost 10. Încă 2. Da, adică 8. Dacă numai una mânca, rămâneau 9, da? Dar mânca 2. 8 gați pe 10, așa ca 8, 9 și a rămas numai 8. O, ce supărat a fost bunicul tău azi doua zi. Foarte supărat. Pentru că cățelul și-a făcut datoria. Și-a făcut datoria și s-a păcălit. Și a spus a doua zi. Ține minte, dacă mai se întâmplă o dată o situație de asta și mai ajunge vulpea să mai mănânce, nu-ți mai dau mâncare deloc. Știi asta, nu? Așa s-a întâmplat. A doua seară vine vulpea. Că ți-am adormit. S-a strecurat și a mâncat încă 3. Cât a mai rămas? Deci erau 8 și a mâncat încă 3. 6. Ia vezi. E pe direcție că e 8-ul. Ce înseamnă 8-ul? 5-ul și 3-ul. Da? 8-ul așa înseamnă 5 și 3-ul. Deschide mânuța. 5 și 3 înseamnă 8. Și dacă mâncam peste 3, câte ori mai rămas? 5. 5? Da? Deci am mâncat peste 3 și am rămas 5. Așadar, 10 scăzut 2, care l-am dat în prima seară, o rămas 8. Și 8 scăzut 3, a rămas 5. Iată că în 2 seri au mâncat destul de jumătate de găini. Au mâncat o bănuță, nu? 2 și încă 3 și au rămas numai o bănuță. Deci numai 5 au rămas. Ce crezi că s-a întâmplat a doua zi când bunicul a văzut asta? Nu i-am mai dat mâncare și l-a scos afară pe stradă și a spus să pleci la casa mea, că nu m-am treabă cu tine. Nu mai am nicio încredere în tine. Că prima seară te-a păcălit, a doua seară ai dormit. El spune, te rog să mă lași, te rog să-ți promit, sunt de acum atent, o să fiu cât se poate de... Nu mai dorm noaptea și nu o să... Nu, bunicul s-a supărat definitiv și l-a trimis pe stradă. Așa că nu ne facem datoria, nici în mâncare. Ne spun, băi, la mâncare. Dar acum a fost și noi, am mâncat și mai multe găini. Noi nu o simțim deloc, nu se poate așa ceva. Dar, dragilor, uitați că matematica e foarte interesantă, foarte ușor frumoasă. Nu ne lungim acum, nu ne lungim cu prea multă o lecție prea lungă, ci este o lecție de debut. Urmează să vezi și filmulețile, să-i rugăm pe prietenii noștri ce să facă. Să tasteze pe Google Prof Online. Intră în pagina mea, tata o să-ți arate, intră în pagina mea. Ia de acolo video matematică și găsește pachetul de lecții cu mini-lecții pentru cei mici. Cam așa, așa pentru clasa 0. Este intitulat acolo. Și în felul ăsta pui o lecție de ceea și vezi cum am făcut eu o lecție acolo al Venuții când ai fost și tu. Știi bine, nu? Așadar, dragilor, oprim aici fișierul, lecția asta și o să continuăm cu clasa 3-a.